prieteni, e 4 fără un sfert și astăzi o să ne uităm la aplicația pe care eu o folosesc zilnic ca să-mi iau notițe la cursuri și să-mi planific practic orice legat de facultate și nu numai. O aplicație care mă ajută mult să rămân cât de cât organizată, să nu uit să-mi fac proiectele la timp, să-mi țin toate sursele pentru eseuri la un loc și să nu rătăcesc foile de curs, lucru cu care mă confruntam tot timpul atunci când luam notițe pe hârtie. Clipul ăsta nu e sponsorizat, ci m-am gândit să-l fac ca un fel de răspuns la un clip mai vechi în care mă organizam toate cursurile din semestrul 1, dar m-am distrat foarte tare filmând clipul ăla și cam atunci mi s-a schimbat viața de student, dacă pot să zic asta, așa că dacă vreți să-l vedeți, o să-l las aici și în descriere. Deci, în primul rând, cum funcționează Notion? Asta e o aplicație gratuită pe care o poți folosi de pe telefon, de pe laptop, Windows sau Mac, tabletă și de asta îmi place așa de tare, adică în sesiune stăteam pur și simplu în pat și citeam pe ultima sută de metri notițele pentru examen, fără să trebuiască să fiu îngropată în foi. Și eu chiar eram prima persoană care să spună că nu suportă să ia notițe pe laptop, pentru că eu învăț scriind. Îmi place să subliniez atunci când scriu și când mergeam la facultate, profesorii râdeau de mine pentru că aveam întotdeauna pe bancă un penar plin cu marcăre și stickere colorate. Ca la clasa 3-a. Dar mi-am dat seama că în contextul cursurilor online nu e eficient să iau notițe pe hârtie. În primul rând, profesorii nu mai stau după noi să scriem tot ce scrie pe slide-uri, așa că nu apuc să scriu niciodată tot de mână și primim o grămadă de materiale pe mail pe care n-are rost să le printez când pot pur și simplu să le pun la un loc cu toate fișierele pentru facultate. Plus că, am mai zis-o, dar dacă există o aplicație care să mă facă să mă simt de parcă stau pe Tumblr și pot să zic că sunt productivă în același timp, pot să fii sigur că o să folosesc. Eu mă gândesc să vă arăt întâi cum arată setup-ul meu, cum mi-am luat notițe estetice, de asta suntem aici, după care o să vă arăt cum puteți să copiați pagina pe care am făcut-o pentru voi în Notion și la final o să facem un mic tutorial ca să vedem cum funcționează Notion și cum puteți să construiți o pagină de la zero dacă nu vreți să copiați template-ul meu. Deci, cam așa arată pagina mea de Notion atunci când intri în ea. Asta e pagina de pornire, de aia se cheamă acasă. Eu folosesc Notion în principiu pentru că mă ajută să am cursurile și notițele toate la un loc, dar aici, în pagina de start, am pus și un calendar, iar aici, în partea din dreapta, am un fel de to-do list săptămânal cu sarcini în care, în principiu, nu țin de școală. Azi e joi și pentru azi mi-am propus să filmez clipul ăsta, deci... Fiecare zi are 3-4 sarcini și câte o căsuță cu mențiuni, deci aici pot să scriu orice îmi trece prin minte. De regulă nu folosesc liste de felul ăsta, dar trebuie să recunosc că te ajută să te organizezi mai bine. Iar aici am inclusiv o casetă dedicată sarcinilor pe care le am de făcut săptămâna următoare. Nu cred că ar mai fi multe de zis aici, deci cred că ne putem muta în partea care îmi place mie cel mai tare și anume semestrul al doilea. Am uitat să vă zic, dacă vreți, trebuie să schimbați modul în care arată Notion, să-l faceți negru. La Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, unde sunt eu studentă, avem două specializări, două limbi, în cazul meu, engleză și română. Așadar, în stânga avem toate cursurile care țin de engleză, specializarea mea principală, și în dreapta cele care țin de specializarea mea secundară, română. Și hai să lăsăm conversațiile legate de ce poți face după facultatea asta pentru alt clip. Un pic mai jos avem un orar cu toate cursurile și seminarele mele. O să vedeți că am cursuri inclusiv sâmbăta. Eu refuz să mor de foame după această facultate. Aproape toate materiile au o culoare diferită. Probabil treaba care mă ajută cel mai tare să rămân organizată e calendarul ăsta în care pun absolut toate temele, toate prezentările și termenele limită pe care le am legate de facultate și nu numai, adică am marcat cu extra tot ce nu e pentru facultate. Dacă dăm click pe una dintre materii, de exemplu pe literatura română, avem aici tipul sarcinii. În cazul ăsta avem ceva de citit, dar pentru alte cursuri s-ar putea să am de făcut o prezentare, s-ar putea să fie vorba de practică pedagogică, ceea ce înseamnă că trebuie să predau la o clasă, poate am de făcut muncă individuală, deci niște exerciții pentru lingvistică, de exemplu. Se întâmplă să avem de văzut filme sau să ne jucăm jocuri video, da, avem un curs opțional dedicat în întregime jocurilor video și foarte fain. Astea sunt proprietățile pe care le-am adăugat eu, numele profesorului. În mod normal aici aș pune textul, nu știu de ce nu l-am pus, hai să
mergem la alt curs. Ok, de exemplu, mâine la ora 10 am un curs pentru care am de citit două texte teoretice. Unul dintre ele le-am inclus aici și dacă dau click pe el, mă duce fix la document. Este un text de Judith Butler. Încă un text teoretic la care am adăugat direct un link. O să dau click pe el, la fel mă va duce spre pagina pe care trebuie să o citesc și avem de văzut și un film. Aici eu pot să scriu absolut orice. De obicei, după ce citesc aici, voi face o nouă pagină, voi numi notițe pentru textul X, îi voi pune un emoji frumos. O să am aici absolut tot ce-mi trebuie ca înainte de examen doar să navighez printre fișiere. Chiar nu știu ce m-aș face fără o unealtă de genul ăsta. Avem multe texte de citit, multe teme și e foarte greu să țin pasul cu tot. Deci da, asta e imaginea de ansamblu. Tot ce înseamnă imagine sau iconiță poate fi schimbat. Hai să vedem cum arată o pagină de curs. Să luăm literatura americană de secol 20. Dacă ați văzut clipul meu din semestrul 1, veți ști că din mai multe metode pe care le-am încercat, asta e preferata mea când vine vorba de organizarea cursurilor. Nu e nimic complicat, avem aici titlu, fișa de curs, fișa de seminar, fiecare curs cu săptămâna aferentă, o poză reprezentativă, titlul cursului și aici în căsuțele astea colorate avem autorii studiați în săptămâna respectivă. Sunt două rânduri de imagini pentru curs și pentru seminar, iar dacă dăm click pe unul dintre cursuri, o să se deschidă fereastra asta și aici eu pun întotdeauna notițele pe care le-am luat în cadrul cursului respectiv. De exemplu, astea sunt cursurile mele de pe 24 februarie. V-am spus că îmi place să subliniez mult și pot să fac asta în Notion. De aici din colț ai libertatea să schimbi fontul. Avem 3 variante de font. Ăsta e cel obișnuit. Ăsta e un pic mai fancy. Te face să te simți de parcă te-ai uitat la o foaie. Dar avem și varianta mono. Un pic obositor când vine vorba de notițe, dar ăsta e fontul pe care l-am eu pe pagina principală. Să nu uităm că notițele pot să mai arate așa și atunci sublinierile se văd mult, mult mai clar. Îmi place mult să folosesc săgețile astea. Atunci când apare o întrebare sau o temă de discuție interesantă, o deschid și văd aici răspunsul. Nu știu de voi, dar notițele astea sunt mult mai frumoase decât orice aș fi putut să fac pe hârtie. Suntem înapoi aici și seminarele funcționează cam după același principiu. Eu am prezentat în cadrul seminarului trecut și mi-am pus aici direct eseul pe care pot să-l accesez, dau click și da, ăsta e eseul meu. Pot să zic că descrierea cursului mai arată destul de bine. Avem aici o descriere generală, informații despre sistemul de notare, cele mai relevante idei fie subliniate, fie marcate în felul ăsta. Asta e o funcție care îmi place mie foarte mult. Poți să pui ce emoji vrei tu aici. Dar asta nu e tot, pentru că mai jos avem programul tuturor cursurilor, unde pot să am o privire de ansamblu asupra tuturor săptămânilor. Am notat aici data și săptămâna în care a avut loc cursul, titlul, ce am avut de citit, dacă am reușit să citesc. Și aici avem 3 opțiuni. Am citit, n-am citit sau tocmai citesc. Am o coloană specială pentru link-uri care duc către notițele aferente cursului respectiv. Din nou, dăm click pe link și unde credeți că ne duce? Fix în pagina mea de Notion. Ziceți voi că nu-i superb. Și ultima coloană, aici pun PowerPoint-ul pe care l-a prezentat profesorul în cadrul cursului. Dăm click, bam, direct cursul, nimic nu se pierde. Totul e aici, într-un singur loc. Iar după ce trecem de tabelul ăsta, am o listă cu toate cărțile de critică literară pe care ni le-a recomandat profesorul. Da, sunt multe. Ce mai vreau să vă arăt? Programul pentru seminar, care e destul de similar, adică avem aici cerințele scrise în același stil și doar am schimbat un pic tabelul, adică am adăugat aici textele secundare pentru fiecare roman. Voiam să vă mai arăt o pagină înainte să trecem la următoarea parte din clip. Ta-da! V-am spus că avem un curs despre jocuri video, în cadrul căruia studiem practic modul în care funcționează povestea într-un joc video și cum jocurile video sunt și ele o formă de literatură, de fapt. De asta vă zic că e foarte interesant cursul ăsta opțional. Și principiul e același, dar îmi place foarte mult ce am reușit să fac aici. Adică am încercat să păstrez estetica asta mov, retro și cumva am încercat să se potrivească fotografiile. Aici mi-au tot timpul foarte multe notițe, deci hai să vedem. Cel mai mult îmi place cât de aerisit arată totul și Notion îți permite să faci foarte, foarte multe lucruri.
Să zicem că totul sună foarte bine și vrei și tu să stai pe Tumblr într-un mod productiv. Deci pasul următor ar fi să-ți descarci aplicația și, evident, să-ți faci un cont. De ce mai menționez asta dacă e evident? Pentru că dacă îți faci un cont folosind adresa instituțională primită de la facultate, o să ai acces la planul ăsta Pro pe gratis. Oricine își creează un cont folosind o adresă instituțională de la facultate, poate să-l acceseze gratuit. Sincer, experiența e cam aceeași și dacă nu ai cont instituțional, pentru că singurul avantaj pe care l-am observat eu e faptul că poți să încarci fișiere mai mari, de exemplu dacă ai înregistrări sau PDF-uri care ocupă mai mult spațiu, dar da, în afară de asta, experiența e cam la fel. Acestea fiind zise, eu v-am pregătit un template care arată aproape la fel ca pagina mea de Notion, doar că e în română. Găsiți template-ul ăsta în descrierea clipului și tot ce trebuie să faceți ca să copiați pagina asta e să dați click pe link, o să vă duc aici, și o să dați click pe duplicate. Și gata! Ok, hai să vedem cum putem să ne jucăm cu template-ul ăsta. Am văzut deja că în calendar putem adăuga orice fel de evenimente vrem. Putem să adăugăm tot felul de proprietăți, de exemplu, nu știu, vrem să-l marcăm în momentul în care s-a terminat și atunci adăugăm un checkbox, îl bifăm. Sunt multe opțiuni aici pe care le puteți explora. Am simplificat puțin semestrul de primăvară. Aici puteți încărca voi ce imagine doriți. Am lăsat aici pagina unui singur curs. Oricând vrem să adăugăm o săptămână nouă, vom apăsa aici pe New. Titlul scriem aici săptămâna 2. Dacă vrem să adăugăm o imagine, apăsăm aici. Și voilà! Dacă nu mă interesează proprietățile astea, aici pot controla ce proprietăți să fie afișate. De exemplu, poate nu mă interesează să văd săptămâna sau subiectul cursului. Poate vreau să le fac mai mari. Iar dacă deschidem primul curs, deschidem pagina de notițe. Ideea e că Notion funcționează pe bază de comenzi pe care le activezi printr-un slash. O să alegi dintr-o grămadă de opțiuni. De exemplu, poate vreau să pun un titlu. O să aleg titlul mare. Dacă vreau să-l subliniez, o să selectez titlul mare. De aici schimb culoarea. Să zicem că vreau să-l subliniez cu roz. Poate vreau că atunci când dau click pe titlul mare să mă ducă spre o pagină. Îl selectez, văd că am aici opțiunea de link și introduc linkul la care aș vrea să mă ducă. Și aici poți să pui linkul unei pagini din Notion sau orice altă pagină din exterior, nu știu, YouTube. Chiar vă recomand să încercați să vă jucați cu Notion, să explorați ce poate să facă. Poate să pară un pic intimidant la început, dar de asta șabloanele, template-urile îți pot fi de mare ajutor. Sigur că nu toată lumea care se uită la clipul ăsta o să fie la facultate de litere sau la limbi străine, așa că ideea șablonului ăstuia e să fie adaptat la nevoile voastre. Dacă am vrea să mai adăugăm cursuri, apăsăm pe punctulețele astea din stânga, duplicăm pagina cursului. Ați văzut că eu am cursurile organizate pe două coloane, dar dacă să zicem că ați vrea să lucrați pe o singură coloană, doar ștergeți și gata, avem o singură coloană. Putem să colorăm blocurile astea dacă vrem. Ați văzut deja și cum funcționează orarul. Dacă vreți să adăugați un nou curs, doar începeți să scrieți și creați o nouă opțiune de curs. Putem să îi schimbăm culoarea de aici. Hai să facem verde și trecem la calendarul cu prezentări, teme și termene limită. Am păstrat 3 sarcini ca să vedem cum funcționează. De exemplu, avem de citit pentru cursul de literatură americană. Aici selectăm tipul sarcinii, puteți adăuga orice. Aici poți să scrii efectiv ce ai de citit și să atașezi notițele de lectură, unde puteți să adăugați inclusiv citate. Foarte frumos acest citat. Și cam asta e șablonul. Așa se folosește. Sper că am acoperit tot ce era de acoperit. Am uitat să menționez, Notion are o secțiune specială unde găsești tot felul de șabloane pe care le poți folosi direct în spațiul tău de lucru. Dar, lăsând astea deoparte, dacă să zicem că vrem să construim o pagină de la zero. Așa arată, știm deja că aici putem să punem orice titlu vrem. Hai să facem asta pe toată pagina. Paginile cursurilor mele sunt alcătuite practic din două galerii de tipul ăsta. Avem o galerie, putem să mai adăugăm una, adăugăm o poză. Pentru că galeriile sunt de fapt niște baze de date, putem să le schimbăm în tabele. Apăsăm pe Create și avem un tabel în loc de galerie. Sau schimbăm tabelul într-un calendar. O să arate așa. Chiar nu e atât de greu de fapt să lucreze în Notion. Ce mi se pare mie mai greu e să faci o pagină să arate estetic. Dar cum poți să faci asta? Font Generator. Acesta este un text estetic. Asta dacă nu ne plac fonturile cu care vine deja Notion. Ok, o să copiem chestia asta. Bam! Estetic.
dincolo de tabele și galerii, poți să încorporezi inclusiv un playlist de Spotify în pagina ta de Notion și nu e complicat, e tot funcția embed. Am căutat un playlist aleatoriu pe Google pentru că eu folosesc Apple Music, de fapt, care nu funcționează bine în Notion, în caz că vă întrebați. În fine, dăm aici copy embed code, dăm paste aici și ce să vezi, avem un playlist. Nu în ultimul rând vă sugerez să vă inspirați de pe Pinterest. De exemplu, am căutat Notion Ideas Aesthetic și sunt o grămadă de oameni care fac pagini foarte, foarte muncite, adică pagina mea nici nu se poate compara cu ce găsești aici, dar cred că cel mai important e ca spațiul de lucru din Notion să fie potrivit nevoilor tale. Și na, eu am preferat să creez o pagină mai degrabă minimalistă, nici prea prea, nici foarte, foarte. Deci, vă invit să-mi descărcați template-ul din descriere. Nu știu de ce m-am înroșit toată, cred că pur și simplu îmi place să vorbesc despre Notion. Trebuie să fac prieteni urgent. Deci, mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu despre cum îmi iau notițe estetice pe laptop. Sau telefon sau tabletă, să nu uităm că poți să-ți accesezi notițele din Notion și de pe telefon. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like la acest clip, să vă abonați pentru mai mult conținut legat de productivitate și literatură. Cam asta sunt eu, cu asta mă ocup. Iar până data viitoare, aveți mare, mare grijă de voi. Baftă la bac, baftă la facultate. Așa ne saluta profesorul de matematică. În fiecare zi, în clasa 12-a, și cred că știa el ceva. Pa!